Am învățat multe lucruri în ultima perioadă despre economisirea inteligentă și despre cum să facem banii să muncească pentru noi. Printre altele, știm că răbdarea și orizontul de timp sunt foarte importante, iar astăzi vom vorbi despre sănătate financiară sau independență financiară cu ajutorul economisirii inteligente. L-avem invitat pe domnul Răzvan Sirachi, CFA și CEO la Raiffeisen Asset Management. O întrebare am pentru dumneavoastră pentru început. Am făcut bine că am pus egalitate între sănătate financiară și independență financiară? Înseamnă același lucru? Bună ziua, în primul rând. Îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră și de cei care ne urmăresc. Sunt ambele în aceeași zonă, să spunem. Eu nu aș pune egalitate între ele. Dacă vorbim de sănătate financiară, ne gândim cumva la un capitol mai mare. Să spunem că sănătatea financiară este un dulăpior în care avem mai multe sertare și independența financiară este unul dintre sertarele, să spunem, sănătății financiare. Ce înseamnă sănătate financiară? Înseamnă că, și mie îmi place foarte mult paralela asta pe care o facem cu sănătatea fizică, să spunem, dacă atunci când vorbim de sănătate fizică ne gândim la faptul că avem un corp care funcționează bine, să spunem, la fel putem să spunem și de sănătatea financiară. Pentru că, la fel ca și în viață, dacă vrem să avem o viață fericită, trebuie să avem și sănătate fizică și, așa cum știm, multe dintre visurile pe care le avem se pot îndeplini cu bani. De sănătatea financiară este subiectul mare, este dulăpiorul de care spuneam. Independența financiară se referă la faptul că pot trăi fără să lucrez, faptul că am suficiente resurse financiare, astfel încât viața mea să nu mai depindă de a lucra. Deci, așa cum spuneam, este o parte din sănătatea financiară. Și, practic, independența financiară, ce e mai în detaliu? Cum ajung, de fapt, să fiu independent financiar? Haideți să luăm un exemplu concret. Dacă am un serviciu și primesc un salariu fix, un salariu lunar, atunci viața mea depinde de acei bani pe care îi primesc periodic. Deci depind de fluxurile de bani, de salariu pe care îl primesc de la serviciu. Haideți să presupunem acum că am strâns suficient de mulți bani, că am bani suficient de mulți puși deoparte și teoretic aș putea să nu mă mai duc la serviciu. Am o sumă de bani și dobânzile sau randamentele pe care le obțin din banii respectivi îmi vin periodic în cont în fiecare lună, înlocuind acel salariu. În momentul acela pot spune că sunt independent financiar, că nu trebuie să mai lucrez și că nu depind de alte venituri. Putem să vorbim despre sănătate financiară și independență financiară pe termen scurt? Nu știu cum se poate aborda discuția asta. Păi, sănătatea financiară, vă spuneam că o văd ca pe un dulăpior și acolo avem două sertare. Un sertar este aspectul, dacă vreți, pe termen scurt și unul este cel pe termen lung. La ce mă refer? Dacă avem venituri periodice, cum spuneam, din salariu, din salariul respectiv, din acele venituri, îmi acopăr cheltuielile curente, cheltuielile cu mâncarea, cheltuielile cu transportul, cu îmbrăcămintea și toate lucrurile de care am nevoie în viața de zi cu zi. Dar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața muncii și la fel dacă luăm în calcul anumite riscuri, există situația în care poate nu voi avea acele venituri periodice. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care lucrează pe proiecte, sunt din ce în ce mai mulți antreprenori care nu au venituri constante. E, în momentul în care am de acoperit niște nevoi recurente din niște venituri care nu sunt recurente, apare o provocare pentru că trebuie să gestionez această componentă pe termen scurt. Saltea asta de lichiditate, cum de fapt o putem dimensiona? Adică ce să fac cu banii și de fapt cum trebuie să investesc ca să pot să o creez? Da, nu există un răspuns unic pentru că depinde foarte mult de situația fiecăruia dintre noi. Dar haideți să considerăm un studiu de caz, să luăm câteva exemple și înțelegând care este principiul, atunci putem să vedem cum fiecare dintre noi poate să găsească o soluție personalizată. Spuneam că sunt cel puțin două situații în care avem de gestionat această lichiditate pe termen scurt. Odată poate să fie dacă nu am venituri recurente și se poate la fel să spunem să am un eveniment nefericit care
care este pierderea locului de muncă. Cum dimensionăm acum? Păi depinde foarte mult de cât de repede credem că putem să găsim un job sau cât de repede vom putea să încasăm banii pe un proiect. Dacă vorbim de pierderea locului de muncă, cu cât jobul pe care l-am este foarte ușor de înlocuit, cu atât salteaua asta de siguranță va trebui să fie mai mică. Haideți să luăm un exemplu, o persoană care lucrează în IT și care este junior, să spunem. În contextul actual de piață, probabil că poate să-și găsească un alt job undeva între o lună și două luni. Deci nevoia de saltea de siguranță este în cazul acestei persoane mai mică. Un salariu sau două salarii poate reprezenta o sumă suficient de mare astfel încât să treacă foarte ușor pentru schimbarea unui job. La fel dacă vorbim de cineva care lucrează pe proiect. Este posibil ca el să lucreze două luni, trei luni sau poate chiar șase luni până să încaseze banii pe proiectul respectiv. Ce înseamnă? Înseamnă că pentru cele șase luni în care nu va avea venituri, el trebuie să aibă o sumă de bani pusă deoparte ca să se poată întreține, să poată acoperi nevoile curente. Revenind la exemplul celui care lucrează în IT, cu cât rolul acelei persoane este mai senior, cu atât va fi mai greu să înlocuiască jobul. Pentru că, să spunem, ca și programator, poate putem să găsim oricând un job, dar dacă persoana respectivă este și manager, este posibil să dureze până când o poziție relevantă pentru persoana respectivă să fie disponibilă în piață. Și atunci numărul de salarii nu mai este 1 sau 2, multiplu de salarii, poate să fie chiar până la 6 salarii. Deci cu cât crește senioritatea persoanei, cu atât jobul respectiv poate fi mai greu înlocuit și cu atât salteaua de siguranță trebuie să fie mai mare, în anumite cazuri ajungând pentru pozițiile de leadership, să spunem, chiar până la 12 luni. La fel, dacă vorbim de proiecte, în principiu fiecare dintre noi știm cam care este complexitatea proiectelor și care este fluxul banilor, să spunem, când suntem plătiți și când îi vom încasa. Și în funcție de asta putem să dimensionăm acest număr de salarii. În principiu fiecare dintre noi cam știm cum se întâmplă lucrurile acestea. Tot în acest șir de exemple putem să ne gândim la cei care au profesii liberale. Și sunt multe alte exemple pe care le putem considera. Sunt curios, atunci de ce mai trebuie să mai gândim pe termen lung? Nu putem să gândim pe termen scurt, după aia iar termen scurt, după aia și o ținem așa toată viața, nu-i mai simplu? Aici sunt două componente. O componentă care e legată de faptul că și viziunea asta pe termen scurt are o componentă pe termen lung. Ce vreau să spun cu asta? Haideți să presupunem că am pus deoparte trei salarii. Știți cum spun americanii, sperăm la ce e mai bine, dar ne pregătim pentru ce e mai rău. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că e posibil să nu fie niciodată nevoie să apelăm la acea saltea de siguranță. Doamne ajută să nu ne pierdem niciodată serviciul, să nu avem probleme de generare de venituri, să spunem. Și atunci ne dăm seama că acele trei salarii sunt de fapt o investiție pe termen lung. Pentru că e posibil să îi avem acești bani puși deoparte chiar și pentru 10 sau 20 de ani. Deci prima componentă pe care trebuie să o avem în vedere este de fapt că acești bani ar trebui să fie pus să lucreze și ar trebui ca timpul să funcționeze în favoarea noastră. Dacă facem o socoteală și spunem că am pus deoparte, să zicem, 10.000 de lei, în momentul în care acești 10.000 de lei sunt investiți pe 10 sau 20 de ani, o să vedem că se poate ca diferența de randament să fie semnificativă. Spre exemplu, cei 10.000 de lei pot însemna 12 sau 13.000 de lei peste 10 ani, adică un randament de 20 până la 30% dacă i-au fost investiți cum trebuie. Deci din acest punct de vedere, și aici putem să facem și o recomandare, banii trebuie să fie puși în instrumente care să fie foarte lichide, adică să putem oricând să apelăm la ei dacă apare un eveniment neprevăzut și avem nevoie de banii respectivi, dar trebuie să ne gândim și la componenta de randament. Dacă ar fi să aleg un instrument pe care să-l recomand pentru această saltare de siguranță, atunci m-aș gândi la fondurile de obligațiuni, pentru că sunt și suficient de lichide și au și potențial de randament pe termen lung.
Cealaltă componentă este legată de faptul că va veni un moment când ne retragem din viața activă și atunci cele trei salarii nu vor mai fi suficiente. Trei salarii, așa cum spuneam, ne pot ajuta pe termen scurt pentru anumite evenimente neprevăzute. Dar dacă vrem să ne retragem din viața activă, atunci suma aceasta de 3 salarii sau 6 salarii devine insuficientă. De ce? Pentru că haideți să ne gândim la pensionare. Ieșim la pensie la 60 sau la 65 de ani și avem o speranță de viață în jur de 80 de ani. Deci sunt 20 sau 15 ani în care vom avea nevoie de venituri suplimentare peste pensia de stat, să spunem. Da? Și atunci acele trei salarii nu sunt suficiente. Deci avem nevoie de această saltea de siguranță pe termen scurt, dar avem nevoie și de venituri suplimentare pe termen lung. Și atunci cum ar trebui să analizăm perspectiva pe termen lung? Mai detaliat, ca să mă exprim așa. Perspectiva pe termen lung ar trebui să o înțelegem în primul rând din punct de vedere al nevoilor pe care le acoperă. Și avem și aici un studiu de caz pe care aș vrea să-l discutăm. Ce ar fi de spus în primul rând? Perspectiva pe termen lung ne permite o independență financiară, pentru că am folosit termenul la începutul discuției, atunci când vrem să ne retragem din viața activă. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă neapărat momentul ieșirii la pensie la 60 sau la 65 de ani. Înseamnă că am opțiunea ca de la o anumită vârstă fie să nu mai lucrez, fie să pot să lucrez mai puțin și să pot să mă ocup de alte proiecte care sunt importante în viața mea. Poate fi vorba de voluntariat, poate fi vorba de călătorit, deci poate fi vorba de orice altceva care duce la scăderea timpului pe care îl voi munci. Acum, dacă am văzut care sunt motivele pentru care facem asta, haideți să luăm, așa cum spuneam, un studiu de caz și să ne gândim la o persoană care câștigă salariul mediu pe economie, salariul mediu net. De ce luăm acest exemplu? Pentru că ar fi, să spunem, acea persoană care caracterizează toată populația României pe medie. Evident, este o discuție apoi pentru fiecare dintre noi, pentru că suntem cu toții diferiți. Dacă ne gândim la salariul mediu de astăzi, la nivel de economie, este în jur de 3.300 de lei. Din acești bani, noi contribuim o parte către pensia de stat, adică 1.225 de lei ne sunt reținuți din salariul nostru brut și merg ca și contribuție la pensia de stat. Suma aceasta este stabilită prin lege, deci nu am niciun fel de control asupra acestei sume. Tot fără control avem contribuția la pilonul 2 de pensii și o sumă de 216 lei, aferentă acestui salariu mediu brut pe economie, merge în pilonul 2 și acolo banii respectivi sunt investiți. Bun, ne mutăm puțin către momentul din viitor. Aici fac o paranteză, este un exemplu forțat, să spunem, pentru că considerăm că nu avem inflație. Considerăm că poza de astăzi, din punct de vedere al puterii de cumpărare, este aceeași cu poza din viitor. Este o greșeală, să spunem, asumată, dar cred că proporțiile sunt păstrate. Și nu este niciun caz o discuție politică legată de dorința, să spunem, guvernului sau dorința politică de a crește pensiile. Este doar o comparație ca să vedem cam care sunt aceste proporții. Deci dacă ne uităm acum spre viitor, vedem că pensia pe care o primim acum, un punct de pensie valorează 1.442 de lei. Acestea sunt cifre, sunt cele mai recente cifre reale din economia reală. Cu alte cuvinte, contribuim 1.225 de lei aferent salariului mediu pe economie și vom primi la pensie un punct de pensie care acum valorează 1.442 de lei. La fel, făcând anumite presupuneri de randament, vedem că banii pe care am contribuit la pilonul 2 se transformă în 660 de lei în viitor. Mă gândesc acum la pensie lunară. Bun, ne oprim puțin aici și de aici putem să tragem câteva concluzii. 1.
Pensia de stat va acoperi undeva până în 50% din salariul mediu net. Acum am folosit în acest exemplu salariul mediu net ca o exprimare a nevoilor unui om. Într-adevăr, este foarte posibil ca nevoile respective să scadă un pic, dar vă spun că sunt studii care sunt făcute și care spun că avem o tendință foarte mare de a subestima nevoile pe care le vom avea la bătrânețe, să spunem. Deci chiar dacă nevoile nu vor mai fi de 3.300 de lei, probabil că vor fi cel puțin în zona lui 3.000 de lei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că da, vom fi în vârstă, dar vom avea nepoți și vom avea visuri pe care vrem să ni le îndeplinim și să ne ocupăm, să spunem așa, de ele, chiar și în momentul în care vom fi mai bătrâni. Ăsta este primul element pe care aș vrea să-l vedem de aici. Dacă mergem mai departe, vedem cum contribuția de la pilonul 2 este multiplicată atunci când ne gândim la pensie. Cu alte cuvinte, faptul că avem banii respectivi investiți și că acolo avem un randament ne va duce ca suma investită de 200 de lei să devină 600 și ceva de lei pe lună. Deci avem un factor de multiplicare care este important și este o dovadă a faptului că, într-adevăr, randamentul contează. Următorul pas pe care l-am făcut a fost să ne punem următoarea întrebare. Bine, dacă facem lucrurile, sau nici măcar nu le facem, dacă lucrurile se întâmplă fără ca noi, din proprie inițiativă, să facem ceva, adică contribuim la pilonul 1, la pensia de stat, contribuim la pilonul 2, la pensia obligatorie privată, pentru că nu avem de ales, ce am putea să facem noi astfel încât la retragerea din viața activă să avem un nivel al veniturilor apropiat în termen real de cel de acum? Și răspunsul la întrebare, printr-un calcul financiar, este că putem să contribuim în jur de 415 lei. În ce? Pe zona de economisire, zona de investire sau poate chiar zona de pensie privată facultativă, de pilonul 3. Deci 415 lei, dacă economisim în plus astăzi, atunci vom avea 1270 de lei în viitor, astfel încât, per total, să avem un venit apropiat de salariul mediu net de astăzi. Ce ar mai fi de subliniat de aici? Pentru că o întrebare care apare deseori din partea investitorului este cât ar trebui să economisesc. Și de multe ori spunem, fără a fi cumva fundamentat, să spunem științific, o rată de economisire de 10% este una corectă sau bună, recomandată. Din studiul acesta de caz putem să vedem că dacă economisim în jur de 10-15%, atunci în viitor putem să ne conservăm puterea de cumpărare pe care o avem astăzi. Deci, cu alte cuvinte, practic independența financiară și sănătatea financiară pe termen lung se construiește cărămidă cu cărămidă, nu? Așa este. Pentru cei mai puțin norocoși dintre noi, să spunem, pentru că există și situația în care, nu știu, dau un exemplu, avem o moștenire și atunci provocarea este cum investim banii respectivi. Pentru cei mai mulți dintre noi nu avem averea respectivă de la începutul vieții și atunci trebuie să ne preocupăm și să o creăm. Ca să vă dau la fel câteva exemple, care sunt obiectivele pentru care punem bani deoparte, pentru a avea venituri suficiente la retragerea din viața activă, dar poate să fie la fel de bine vorba de educația copiilor, poate să fie vorba de o moștenire pe care vrem să o lăsăm în urma noastră. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da, trebuie să o construim cărămidă cu cărămidă, trebuie să lăsăm timpul să funcționeze în favoarea noastră, pentru că așa cum v-am arătat, avem un factor de multiplicare. 100 de lei investiți astăzi pot însemna 100 de lei pe lună investiți astăzi pot însemna 300 de lei pe lună la pensie. Deci timpul funcționează în favoarea noastră și a ne uita la randamentele pe care le obțin banii noștri, la cât de harmi sunt banii noștri, este un lucru foarte important. Aș mai menționa, legat tot de această cărămidă cu cărămidă, faptul că trebuie să găsim un echilibru între cât de mult ne bucurăm de viață în prezent și cât de mult ne vom bucura de viață în viitor.
pentru că nu spune nimeni că nu trebuie să ne bucurăm acum, ba dimpotrivă, trebuie să ne trăim visul, trebuie să ne trăim pasiunile, dar este bine să avem un echilibru ca să putem să ne bucurăm de aceste lucruri și în viitor. Și ultimul lucru pe care l-aș sublinia, faptul că nu este niciodată prea târziu să începem. Așa cum spuneam și mai devreme, de multe ori orizontul de timp este suficient de lung. Eu, spre exemplu, am 40 de ani, până la pensionare, până la 65 de ani, mai sunt 25 de ani în care pot face investiții și în 25 de ani se pot întâmpla multe și putem să realizăm foarte multe.